Sindromul metabolic este apreciat ca fiind cea mai frecventă patologie întâlnită la ora actuală, care înglobează boli deosebit de agresive, nu numai pentru ficat și pancreas, dar, așa cum am spus în cele din urmă, ne îngrijorează impactul lor asupra creierului și de aici scăderea capacităților de judecată, analiză, discernere, voință și așa mai departe. Cum se definește sindromul metabolic? Pe plan internațional, specialiștii au convenit asupra cinci elemente, din care, dacă sunt prezente oricare trei, se pune diagnosticul de sindrom metabolic. Care ar fi cele cinci elemente? În primul rând, grăsimea depusă, vom vedea, cel mai periculos, în ficat și pancreas. Și grăsimea de sub piele, dacă este în cantitate prea mare, devine o povară pentru organism, dar cea mai agresivă este grăsimea din ficat și din pancreas sau cea depusă în prejurul vaselor de sânge sau în prejurul inimii. Da? Deci în interior, în interiorul abdomenului. Când trigliceridele sunt mai mari de 150 de mg la decilitru, devin element de sindrom metabolic. Deci trigliceridele normale ar trebui să fie cât? Sub 150 de mg la decilitru. Sau, atenție, trigliceridele sunt bune, dar pentru că este prezentă medicația care să scadă trigliceridele de tipul... Lipantilului. Ăsta e printre cele mai folosite. Da? Deci, dacă este prezent lipantilul în schema de medicație, înseamnă că mai avem încă un element de sindrom metabolic. Al treilea, HDL, colesterolul. Ce fel este acesta? Bun sau rău? Bun. 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 Deci, când colesterolul bun e prea mic, cât ar trebui să fie colesterolul bun? Peste 50 de miligrame la decilitru la bărbați, 60 de miligrame la femei. Când este prea mic, sub 35 de miligrame la decilitru, devine element de sindrom metabolic. Al patrulea, hipertensiune arterială, adică tensiunea arterială mai mare de 130 cu 85 mm coloană de mercur măsurate în condiții standard. Ce înseamnă asta? Mai întâi să stea, să se odihnească vreo câteva minute bune, da? să nu fi consumat cafea, alcool, să nu fi fumat, să nu fi avut vreun conflict, vreo altercație care să-l fi... Da? adus așa într-o stare de surescitare, nervoasă. Deci să fie liniștit și din punct de vedere psihoemoțional, cât de cât. Deci dacă în condițiile acestea tensiunea este mai mare de 130 cu 85, devine element de sindrom metabolic. Sau tensiunea este bună, dar pentru că sunt prezente medicamentele. Că dacă n-ar mai lua Noliprel sau ceia, ia, Concor și așa mai departe, le ridip, imediat tensiunea ar crește. Deci, al patrulea și al cincilea, glicemia, zahărul în sânge, glucoza, pardon, glucoza în sânge, măsurată dimineața pe nemâncate, dacă este mai mare de 100 de miligrame la decilitru, devine element de sindrom uh, metabolic sau tot așa este bună glicemia pentru că ia siofor sau diaprel sau altceva de felul acesta. Da? Care am spus că este regula? 3 din, 3. 3 din 5. Oricare. Cum vi se pare? E greu depus diagnosticul de sindrom metabolic? Deja la foarte mulți dintre dumneavoastră am găsit nu numai trei, ci chiar patru sau chiar toate cinci. Ce trebuie să reținem noi? Sindromul metabolic seamănă cu un iceberg. Adică, ceea ce se vede în afara apei e foarte puțin în comparație cu ceea ce este sub apă. Adică, când ne facem analizele și găsim trigliceride sau glicemie sau tensiune și așa mai departe, le găsim crescute, trebuie să conștientizăm că ceea ce vedem noi acolo în analize e doar vârful icebergului. De desubt fierb mecanisme patogenetice care în timp devin foarte agresive pe multiple structuri și în special pe creier. Cam cum arată icebergul, așa din ce ne arată studiile, luându-l și partea care poate că încă nu se vede. Pacientul poate să se jure că nu-l doare nimic, e cel mai sănătos bărbat din sud-estul Europei. Da? Nu-l nu, nu supără, nu-l nu deranjează, da? Icebergul e mare. Deci, pe lângă dezvoltarea diabetului, care se vede clar, mai ales cel de tip 2, vom vorbi mâine despre diabetul de tip 2, a hipertensiunii arteriale esențiale, cel puțin în România cam jumătate din adulți au hipertensiune și vom vedea cum se dezvoltă ateroscleroza, mai ales pe arterele de la inimă, pe coronare și pe arterele cerebrale. Dar nu numai acolo. Endoteliu, deci peretele vascular, are de suferit, se îmbolnăvește în cele mai importante zone. Deci pe lângă arterele cerebrale și arterele din retină, să vedeți pe carotide ce bine se vede. Deja poate și să măsoare grosimea plăcilor la un doppler carotidian. Arterele adevărat, pe arterele coronare, cel mai frecvent dar și pe arterele de la rinichi și pe cele de la picioare și nu numai. Inclusiv arterele care trebuie să hrănească articulații, oase. Și așa se face că osteoporoza avansează mult mai rapid la persoanele la care arterele sunt tot mai înfundate, pentru că osul e tot mai slab hrănit și arhitectura lui pur și simplu se prăbușește. Se prăbușește. Ovarul polichistic, o problemă iarăși destul de frecvent întâlnită, de cele mai multe ori se dezvoltă tot în cadrul sindromului metabolic și din cauza asta de multe ori îl tratează cu siofor. Ficatul gras, vom vedea imediat, că e practic pivotul pe care se construiește acest angrenaj. Creșterea prostatei, marea drama a bărbaților după ce trec de 50-60 de ani, în mecanismele de creștere a prostatei participă semnificativ și sindromul metabolic. Creșterea riscului de cancer de sân, de colon, de prostată. Deci cele mai frecvente forme de cancer au un mecanismul lor de creștere sindromul metabolic. E clar că nu e singurul participă și o componentă genetică, participă și o componentă hormonală, eventual toxică, dar și sindromul metabolic joacă un rol foarte important în acest complex patogenetic. Sindromul apnei în somn. Ce înseamnă apnei în somn? Da, e așa, întrerupere, întrerupere. Deci nu e un sfărăit obișnuit, ci unul în care e, periodic se oprește din respirație. De cele mai multe ori persoana în cauză nu-și dă seama de lucru acesta. Eventual partenerul, da? soția se uită la el cum sfărăie și vede că la un moment dat se oprește din sfărăit. Și poate prima dată chiar intră în, în, panică. Ce se întâmplă? Ăsta a fost ultimul sfărăit? Și când să-l scuture, vede că mai face un efort și își reia ciclul sfărăitului. Problema este că în aceste pauze de respirație, creierul, celulele nervoase au foarte mult de suferit. Și dacă această problemă nu este tratată, se constată statistic Faptul că aceste tulburări neurocognitive, din care știm că Alzheimerul este în top, da? și apoi urmează demența pe fond vascular și celelalte tipuri de demențe, apar la vârste din ce în ce mai tinere. Deci lipsa oxigenului da? în uh, timpul acestor pauze agravează, accelerează progresia acest tortul neurocognitive implicit capacitatea de memorare de concentrare da? capacitatea de a face față responsabilităților cotidiene da? uzuale. Și calitatea vieții. Cred că dacă am face o listă cu lucrurile care ni le dorim în viață cu siguranță asta ar fi pe ultimul loc nu-mi imaginez ceva mai rău decât acest lucru. Dacă aveți o bănuială, că suferiți, cineva v-a atras atenția, că uite mai am observat că în timp ce dormeai, ai avut o perioadă destul de lungă timp în care n-ai mai respirat. Cel mai înțelept este să ne adresăm unei clinici de specialitate. De regulă, clinicile de pneumologie, au un laborator de somn, de somnologie, în care persoana doarme acolo noaptea, timp în care se înregistrează anumiți parametri care vor fi evaluați computerizat și la sfârșitul zi, nopții, dimineața, se poate pune un diagnostic destul de precis. Dacă persoana suferă de această problemă, sunt șanse de tratament. Pe lângă ceea ce vom discuta, tratamentul sindromului metabolic, care este de bază, folosirea unor aparate care aduc oxigen în timpul somnului, e foarte benefic. Am avut și aici la Hergelia pacienți care folosesc asemenea aparate în timpul somnului și mi-au confirmat că, într-adevăr, calitatea vieții a crescut foarte mult. De ce? Înainte, când nu foloseau aceste aparate, pentru faptul că creierul era așa de prost oxigenat, mereu se trezea, treziri de care el nu este conștient, dar care întrerupeau ciclul normal al somnului. Somnul lui este foarte neodihnitor. Organismul lui este într-o foame continuă după odihnă. Și cum se așează un pic într-un scaun? În minutele următoare organismul încearcă să profite de starea asta de relaxare ca să recupereze ceea ce a pierdut în timpul nopții. Și ca urmare vezi că el nu vrea lucrul acesta. Nu, deci nu e ceva intenționat, ci pur și simplu organismul lui nu mai poate. Și vrea să folosească acele momente cât stă pe scaun ca să recupereze E foarte grav când treaba asta se întâmplă pe scaunul la volan. E printre cele mai frecvente cauze de ațipire la volan și mai ales printre cele mai uh, uh, frecvente cauze de accidente mai ales pe autostradă. Deci e o problemă serioasă și dacă avem ceva bănuieli în această privință să avem în vedere să cerem medicului de familie să ne trimită la un specialist ca să se meargă mai departe cu investigațiile. Și nu în ultimul rând creșterea acidului uric. Creșterea acidului uric este o problemă frecvent întâlnită, care predispune la gută, nu? când începe să cristalizeze în articulații sau pietre la rinichi, când face urați, deci, icebergul e destul de mare și, practic, cuprinde cea mai frecventă patologie uh, întâlnită. Ca să înțelegem un pic cum se dezvoltă sindromul metabolic, să ne aducem aminte de modul în care funcționează o celulă. Noi avem trilioane de celule, nervoase sau neuroni în creier, musculare, osoase, epiteliale. Ele diferă ca formă și funcție, dar practic au niște caracteristici comune. În fiecare celulă e o activitate foarte intensă, mii de reacții chimice pe secundă, fabrici care lucrează non-stop. 24 din 24. Ca să producă proteine sau grăsimi și alte substanțe necesare funcționării fiecărui organ, sistem și implicit organismul. Totul este riguros programat de informația înscrisă pe ADN. Și ceea ce este sintetizat, e împachetat, ambalat, și trimis la, trimis la export. Adică în sânge, în limfă și pe aici circulă și uh, ajunge acolo unde este nevoie. Pentru că această activitate atât de complexă și de intensă să meargă bine, trebuie în continuu să fie alimentată cu energie. Aici sunt centralele energetice mitocondriile care ard glucoza, ard glucoza și o transformă în energie care va fi folosită în procesele de gândire de... sau eforturile. Nu? Mergem la sala de gimnastică și lucrăm sau în activitatea metabolică. Da? Pentru aceasta este esențial ca fiecare celulă din acele trilioane de celule, din creștetul capului până în degetele picioarelor, să fie aprovizionate cu oxigen, nutrienți, care înseamnă glucoză, da? carbohidrate din care va rezulta glucoza, grăsimi sau lipide, proteine, apă, vitamine, minerale. Cum ajung toate aceste elemente la toate celulele, din creștetul capului până în degetele picioarelor, printr-o rețea imensă de artere, arteriole, capilare, care trebuie să transporte toate aceste elemente la fiecare celulă, să îi le ofere într-un mod adecvat. Și în același timp să curețe celulele de produsii care rezultă în urma arderilor metabolice. Viața fiecărei celule depinde de un continu schimb. Primește și dă. Primește și dă. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar întrerupe circulația sanguină? Dacă zicem aici undeva se formează un cheag și nu mai vine sânge pe aici. Ce se întâmplă cu aceste celule? Mor. Mor. E marea tragedie? într-un infarct miocardic sau cerebral. Se înfundă o arteră și o bucată de inimă sau de creier nu mai primește sânge. Și implicit, celulele nu mai primesc oxigen, nutrienți și tot ce au nevoie pentru o bună funcționare. Da. Pentru ca fiecare celulă să primească nutrienții adecvați, E foarte important ca pe lângă un aport bun de oxigen, hrana să fie bine echilibrată, să asigure și sursele de energie pentru mitocondrii, dar și materialul de construcții. Deci și carbohidrate, dar și proteine și grăsimi. Pentru aceasta, dieta. Trebuie să cuprindă cereale integrale, care sunt cea mai importantă sursă de carbohidrate, dar vin cu multe alte substanțe nutritive. Și e bine să combinăm la masa de dimineață cereale integrale cu fructe, cu nuci și semințe. Nucile și semințele sunt cea mai importantă sursă de grăsimile cele mai valoroase. Și pentru creier dar vom vedea și pentru ficat și toate celelalte structuri. Iar la masa de prânz să combinăm cereale integrale de diverse tipuri, nu doar de un singur tip, cu leguminoase. Ce înseamnă leguminoase? Fasole, Fasole linte, năut, soia și așa mai departe. Astea sunt cele mai mari surse de proteine. Pe lângă proteine au minerale, Zarzavaturi vom vedea cât sunt de importante, mai ales când vom vorbi despre flora bacteriană din intestin. Veți vedea zarzavaturile cât sunt de importante. Și, și de asemenea, nuci și semințe. Deci, e foarte important ca dieta să fie bine echilibrată pe această schemă. Până aici trebuie obligatoriu în fiecare zi să consumăm din toate. Da? Uleiurile, lactatele, ouăle și dulciurile, ceea ce conțin zahăr, nu este obligatoriu să le consumăm, dar dacă le consumăm, trebuie să fim foarte atenți. Cât, cum și când. Deci, esențial este să consumăm de aici și până aici. Asta este, asta împlinește nevoile energetice și de structură. Ale celulelor din organismul nostru. Marea problemă este că în dieta omului modern, această piramidă e cam cam răsturnată. Chiar și în dieta copiilor. E adevărat? Ce e la bază? Aici, ceea ce este aici e la bază, iar astea -alte sunt atât de puține, încât par să fie condimente. Nu? Deci, dieta modernă se caracterizează prin faptul că alimentele sunt foarte rafinate, foarte procesate, din cauza asta ele se îmbogățesc caloric foarte mult, într-un volum mic am calorii foarte multe. Un meniu la McDonald's ușor atinge 1500 de calorii, dar dacă vrem putem să-l facem și de 3000. Ori pentru cei mai mulți dintre noi, 1500 înseamnă necesarul pe toată ziua. Ori el, dacă numai la o gustare pune 1500, că masa serioasă urmează seara târziu când o să ajungă acasă, atunci cât va fi aportul total pe ziua respectivă? Cel puțin dublu față de cât are organismului nevoie. Și dacă și consumul metabolic, arderile, cum sunt? Păi nu prea sunt. Nu prea sunt că nu ne prea ne mai mișcăm. E adevărat? Dimineața, din casă în mașină, din mașină la birou, 8-10, 12 ore, cât e nevoie. De acolo înapoi în mașină și de acolo. Da. Deci, consumul energetic e foarte puțin și în fiecare zi rămâne un surplus de calorii care nu este consumat. Ce face organismul cu el? Cum? Îngrăsim. În grăsimi. Îl depune în grăsimi, deci în trigliceride. Așa se, se face că în sindromul metabolic am văzut că o caracteristică esențială este creșterea trigliceridelor. Mai ales dacă programul e foarte aglomerat, stresat, tensionat, care de cele mai multe ori trage după el dezordine în program. Foarte mulți pacienți îmi spun, eu n-am timp de masă dimineața. Câte mă așteaptă pe mine dimineața, numai la masă nu-mi stă gândul. La prânz ciugulește ceva, dar în schimb seara își are vanșa. Acest tip de program duce la creșterea trigliceridelor. Și dacă pe asta se mai grefează și consum de alcool, nu neapărat în cantități mari, dar regulat. Și statisticile situează România pe un loc de frunte printre statele Uniunii Europene, atât în ceea ce privește consumul de alcool pe cap de locuitor, cât și din punct de vedere al îmbolnăvirilor datorate consumului de alcool. Deci toți acești factori puși împreună, dietă, de tip modern, fast-food, rafinat, procesat, hipercalorică, bogată în zahăr, e socotit la ora, la ora actuală printre cele mai agresive alimente pentru sănătatea noastră: zahărul și grăsimea animală. Dintre astea, mezelurile sunt cam cele mai rele cu putință. Ceva mai rău decât mezelurile, greu de imaginat. Și apoi tot ce înseamnă carne, brânzeturi grase alimente foarte procesate, combinat cu lipsă de mișcare, dezordine în program, ne culcăm tot mai târziu și eventual și consum de alcool, trigliceridele tot mai mari. În loc să fie sub 150, de atâtea ori le găsesc duble, triple, deci în loc de 150 am găsit și 1000 și și 1500. Dar știți cum era sângele? De-abia când l-au recoltat, era așa de gros că de-abia l-au tras în, în, seringă și când l-a pus la centrifugat, ca să se sedimenteze globulele roșii și deasupra să rămână serul, de obicei, la o persoană sănătoasă, serul e un lichid foarte fluid, un pic gălbui. La el știți ce a rămas? Cam cum rămâne atunci când, să zicem, cineva face o ciorbă de carne grasă și o de la rece, iar dimineața găsește deasupra, așa, un sloi care se sparge cu polonicul, nu? Cam așa a rămas la el, deasupra neprobată. Un sloi de grăsime care a trebuit diluat ca să putem să îl prelucrăm, pentru că pipetele cu care se lucrează sunt foarte fine, au o capilaritate foarte fină. Da. În asemenea situații, organismul nu are altceva de făcut decât să depoziteze aceste trigliceride în celulele grase, care cresc în volum, dar la copii cresc și în număr și, ca urmare, crește volumul țesutului gras adipos, scade aportul de sânge și oxigen și crește inflamația. Aici, doar așa, am punctat. Elementele esențiale procesele sunt complexe și vom vedea în diminețile următoare cu ce răsunet asupra uh, diabetului zaharat și dezvoltării aterosclerozei a tulburărilor neurocognitive. Ficatul este unul care are foarte mult de suferit în acest context. Așa arată un ficat sănătos iar la microscop, așa ar trebui să arate, da? Aici sunt celule hepatice, ceea ce vedeți, punctele negre, sunt uh, nucleii celulelor, da? Unde este înscrisă informația, ADN-ul. Față de ăsta, ăsta cum arată? Mai mare și mai gălbui, nu? Din ce cauză? Când ne uităm la microscop, vedem niște pete albe. Care înseamnă grăsime acumulată unde? Între celule. O să Ține minte poza aceasta? Pentru că ea ne spune un lucru foarte important. Ficat gras nu înseamnă doar o grăsime acumulată în prejurul ficatului, ci o grăsime care s-a infiltrat în structură, între celule. Ori când ea se infiltrează între celule, e o situație tragică. Ficatul este marea uzină metabolică a organismului. Toate alimentele care le consumăm și care sunt absorbite prin peretele intestinului trec în sânge, sângele le duce prima dată la ficat. Și aici le convertește, le pregătește ca ele să devină adecvate nevoilor metabolice din organismul nostru. E o funcție esențială pentru sănătatea noastră. Ori când uzina metabolică este inundată în grăsime, Vă dați seama cum mai lucrează? Greu de tot. Foarte greu. Pentru că prezența acestei grăsimi, dacă nu se recurge la un tratament adecvat, în timp sufocă aceste celule și ele, în procesul lor de suferință, încep să moară și își varsă conținutul în sânge. Și atunci se vede chiar și în analize. Și medicul îi atrage atenția. Vedeți că v-a crescut TGP-ul, știți, transaminazele, care le vedem crescute atunci când e un proces inflamator. Și cu asta ce vrea să ne spună, de fapt, medicul? Că boala progresează. Nu e doar o simplă grăsime acumulată acolo, în structură, ci. De la steatoză, în care grăsimea a invadat structura, se trece la steatohepatită. Situație în care această grăsime, sufocând celulele, ele ajung într-un proces de inflamație, mor, mor și. Această necroză este urmată de o încercare a ficatului, cumva parcă să cicatrizeze rănile astea, și se formează niște benzi de fibroză care vor duce la. Ciroză? ciroză? Bineînțeles, nu e singura cauză de ciroză. Foarte frecvent, virusul B sau C netratat duce la acest proces. Dar e tot mai frecvent întâlnită această cauză. Ori această ciroză, din ce ne descriu specialiștii, e cea mai frecventă cauză de apariția celulelor maligne, canceroase, la nivelul ficatului. În Europa de vest, America de nord, această ciroză, care o vedeți aici, dezvoltată pe acest drum, e cea mai frecventă cauză care necesită transplant hepatic deci cele mai multe transplanturi de ficat se fac din cauza faptului că s-a început cu steatoză steatohepatită și a ajuns la ciroză da adevărat că la șapte ani? nu cred că trebuie să așteptăm șapte ani eu am văzut și la șapte luni da cum ajutăm un ficat gras? Cum ajutăm un ficat gras? În primul rând, alimente valoroase care să favorizeze regenerarea țesutului hepatic. Apoi, exercițiu fizic adecvat pentru creșterea ratei metabolice, astfel încât să ajutăm arderea celor grăsimi care s-au acumulat acolo la nivelul structurii hepatice. Evitarea consumului de alcool e foarte importantă pentru cei care obișnuiesc și am spus, nu neapărat mult, dar perseverent, regulat. Cum fac francezii, Vedeți? Francezii se laudă uh, noi pentru faptul că avem acest obicei să consumăm regulat un pahar de vin roșu. Vedeți ce bine stăm la capitolul ateroscleroze, chiar și față de vecinii noștri, de nemți. Noi stăm mult mai bine ca ei. Numai că ei uită să zică un lucru. Stau mai bine la rata uh, incidenței uh, aterosclerozei, dar sunt pe primele locuri în lume la ceea ce înseamnă fit cat gras, și ciroza care decurge de acolo. Așa că nu știu cu ce, cu ce încălzește, că au schimbat una cu cealaltă. Programul ordonat de masă și odihnă este foarte important. Sunt studii care arată cu cât ne culcăm mai târziu, cu atât ficatul tinde să fie mai gras. Și sunt plante medicinale hepatoprotectoare. Care ar fi alimentele valoroase pentru ficat? În primul rând, acizi grași de tip omega-3. Din acest punct de vedere, sursele vegetale sunt cele mai bune pentru ficat. Cea mai concentrată sursă de acizi grași omega-3 sunt semințele de in. Dar pentru ca organismul să prelucreze adecvat aceste grăsimi, Trebuie să le măcinăm. Din cauza asta le-am pus acolo pe masă, da, să serviți dimineața, măcinate. Apoi nucile sunt o sursă foarte bună de acest graș omega-3 și de asemenea soia. Și și semințele de chia au mult omega-3, dar să știți că semințele de in sunt și mai bune pentru că pe lângă omega-3 au niște antioxidanți foarte valoroși care ajută celulele hepatice, cum ar fi lignanii. Apoi ne trebuie antioxidanți. Cele mai concentrate surse de antioxidanți, mai ales pentru ficat, în primul rând sunt fructele de pădure. Afine, mure, zmeură, cătina. Dacă ați ști cât de valoroasă este, sunt de acum studii care arată clar cât de bună este și pentru ficatul gras. Dar și citricele, și merele în masă, nu le dăm coaja jos, eventual le spălăm foarte bine, chiar cu un pic de oțet sau ceva, să dăm jos de pe coaja lor eventuale substanțe folosite pentru conservare. Dar când, dacă dăm coaja jos, pierdem cea mai mare parte a antioxidanților. Asta să reține. Betaina, foarte valoroasă pentru ficat, o găsim în spanac, sfeclă roșie, brocoli. Vitamina E. E mult mai valoros să satisfacem necesarul de vitamina E nu prin capsule, ci consumând semințe de tot felul, migdale. Și când veți primi ghidul dietetic, care îl calculăm pentru fiecare dintre dumneavoastră, acolo veți vedea cam cât trebuie să consumați fiecare într-o zi ca să aduceți ceea ce este necesar turmericul. Ați auzit de turmeric sau curcumă? Praful acela galben e atât de valoros inclusiv pe ficat. De asemenea, chimenul negru sau calonji sau negrușca, negrilica, noi o folosim, o punem în capsule împreună cu turmericul, e foarte valoroasă în situația aceasta și pentru ficat, pe lângă celelalte pe structurile cerebrale, pentru articulații. Da. Dintre plantele medicinale cele mai valoroase pentru ficat este armurariu, din care se face silimarina. Noi folosim în sensul acesta silimarina făcută de o firmă germană, Lagosa. E prelucrată într-un fel în care se absoarbe mult mai bine prin peretele intestinului în sânge. Păpădia, unii obișnuiesc să-și facă salată, da? primăvara când sunt încă frage de frunzele, e o adevărată cură pentru ficat și pentru fiere, anghinarea de asemenea, cu șoricelului, rostopască, lemn dulce. Deci aici am punctat cele mai valoroase, da? alimente și plante, n-am pretenția că sunt singurele, da? dar din studii asta reiese că este cel mai valoros și atunci când vă vom atrage atenția la ecografie eventual, da? fiecare o să faceți și ecografie abdominală, și dacă găsim ficatul mai gras, să țineți minte, da? Această listă, ca să faceți loc cât mai des acestor alimente în dieta e, dumneavoastră. Deci, pe lângă faptul de a evita alimentele care îl îngrașă și care fac atâta de rău, în locul lor să punem ceea ce acționează mai degrabă ca un tratament, ca un program de regenerare. Vă mulțumesc pentru atenție și mâine dimineață ne vedem da, la aceeași oră și vom continua să vedem care este impactul acestui ficat gras asupra uh, metabolismului glucidic, cum se dezvoltă diabetul zaharat. Vă doresc o zi frumoasă!